Nici nu mai era cazul, dar am văzut că Denis s-a dus pe subiectul predicii mele, Cosmin s-a dus pe subiectul predicii mele, Darius s-a dus pe subiectul predicii mele, așa că eu continui în această dimineață să zic și să vă spun câteva lucruri esențiale, fantastice. Eu vă spun, știți ce zicea Marii Apostoli și Marele Cusmănuț? Știți ce ziceau Marii Apostoli, atât Petru cât și Pavel, amândoi îi parafrazez. Ei ziceau, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Deci, dacă noi repetăm mereu aceleași lucruri, știi, numai vorba românească, popa nu spune de două ori apostolul pentru o babă surdă în biserică. Nu? Știți? Sau numai la iglesia vorba asta. Da. Ok, dacă e numai la iglesia. Dar eu vă spun, popa, care mi-s eu acum și mâine e Darius și poi mâine e Raul și poi mâine e Denis sau oricare, spunem de 10 ori același lucru pentru, nu o babă surtă, pentru o inimă împietrită. O inimă împietrită. Știți cine ne împietrește nouă inima? Păcatul. Păcatul ne împietrește inima și ne face să nu auzim. De aceea, din nou și din nou, eu sunt gata și ceilalți predicatori sunt gata să repetăm. Și ce vrem să repetăm? Și ce vrem să vă spunem în această dimineață? Vrem să vă spunem că suntem în Cartea Ezra, care Cartea Ezra este o carte a Vechiului Testament, că suntem în momentul în care recitim istoria cum Dumnezeu i-a iertat pe israeliți, i-a adus după 70 de ani de robie, i-a adus din nou Ierusalim să facă o clădire pentru Dumnezeu, dar în același timp noi v-am spus și vă spunem din nou că erau acolo doi proroci, Hagai și Zaharia, care profețeau și despre lucrurile prezente, dar profețeau despre lucrurile viitoare. Profețeau despre un templu care îl face Iisus Hristos și de niște pietre care suntem noi, pe care Dumnezeu ne pune împreună. Și aseară tot m-am uitat după ce am venit de la Didasco, tot m-am uitat și m-am gândit la pasaj și aseară târziu mi-am adus aminte de pasajul acesta din Scriptură care zice în Apocalipsa 21:10 și zice Ioan așa, și m-a dus în Duhul, 21:10, și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră scumpă. Știți? Noi toți suntem șlefuiți aici. Știți că pe vremea lui Solomon, cel puțin, pe vremea lui Solomon, știți că nu s-a auzit nicio bătaie de ciocan în timp ce făceau templu. Știți asta? Vă aduceți aminte? Asta zice în Scriptură, eu de acolo știu. Da? Din Scriptură nu s-a auzit nicio ciocan. Știți de ce? Pentru că toate pietrele alea mari au fost șlefuite în altă parte. Știți că în ceruri nu se aude nicio bătaie de ciocan, niciun plânset, niciun nimic, pentru că suntem șlefuiți aici. Mă înțelegeți? Suntem șlefuiți aici, aici plângem, aici ne văităm, aici nu ne potrivim și Domnul ne aranjează. Bun, hai să mergem mai departe, da? Ziceam data trecută că Darius și Raul au zis că Dumnezeu conduce istoria, asta am învățat din ce am citit până acum, că Dumnezeu conduce istoria, că fiecare persoană este importantă și citeam dimineața asta Cosmin, că Dumnezeu ne pune împreună în trupul lui și toți suntem importanți. Niciunul nu este lipsit de importanță. Dacă cineva zice și fără mine se poate, e greșit. Numai când Domnul zice că și fără mine se poate, știți de ce? Pentru că sunt mutat în templul ăla și pus la locul meu, da? Care este forever, pentru totdeauna, da? Veșnic, da? Fiecare este important. Apoi s-a spus că prima dată se pune temelia,
se pune o viață personală în ordine cu Dumnezeu, începem să ne rugăm, ziceam data trecută că orice viziune are un preț de plătit și tot ce începe Dumnezeu duce la bun sfârșit. A început templul ăla și îl duce la bun sfârșit. A început templul acesta nevăzut. Nu că asta vede Ioan la sfârșitul tuturor. Am văzut nu numai templul, am văzut tot Ierusalimul. Nu ăla vecin cu Aman și cu nu știu ce. Tot Ierusalimul ceresc. Pentru că Pavel zice, dar Ierusalimul nostru este din cer. Tot Ierusalimul, nu numai templul, coborându-se, fiecare piatră era pusă la punct. E grozav. Modul în care, iar apostolul Pavel avea să spună, citesc din Efeseni, deschideți împreună cu mine în Efeseni, da? Citesc din Efeseni. Și în Efeseni, capitolul 2, deschideți-o Biblia, fără probleme, stau, deschideți Biblia. Vorba lui Darius, auzim foșnetul paginilor de hârtie. Deschideți și telefoanele, dacă voi vreți, dar eu nu sunt foarte încântat cu ele. Deschideți Biblia. Nu mi-s deloc încântat, eu vedeam, am fost așa mai tolerant un pic. Și zice așa Biblia. Zice capitolul 2 Efeseni cu versetul 19. Așadar, voi, noi toți, nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și acum casa asta lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul lungului fiind Iisus Hristos, ultima piatră. Și acum spune așa despre clădirea asta. Și Petru reia ideea aceasta. Zice în versetul 21, din Hristos toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin Hristos și voi sunteți zidiți împreună să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Fantastic! Noi toți suntem zidiți, suntem puși împreună să alcătuim templul ăla sfânt în care era prezența lui Dumnezeu și era grozavă, da? Multe lucruri putem spune, nu știu ce dumneavoastră rețineți, dar noi spunem și bănuim că totuși se lipește ceva. Bun! Deci orice viziune are un preț. Când zidești acest templu, ziceam data trecută, nu te poți asocia cu oricine. Nu te poți asocia cu oricine. Ai grijă că dacă te asociezi greșit, și Noul Testament și Vechiul Testament zice că ori de câte ori te asociezi greșit, dai kicks, dai greș. În același timp am spus că vin acești doi profeți și de aici mă duc mai departe, vin acești doi profeți care sunt în timpul acesta, în anul 500, în anul 520, în secolul 5, în secolul 4 înainte de Hristos, vin acești doi profeți care încurajează poporul și încurajează poporul în două direcții. Încurajează poporul și spune ce face Dumnezeu. Oameni buni, întotdeauna, eu am spus, întotdeauna este o imagine în ceruri care trebuie să o credem, care nu o vedem. Dar întotdeauna imaginea aceea din ceruri își are reflecția pe pământ. Și eu am zis și noi am zis de atâta timp, Iisus ne iartă toate păcatele noastre. Și în dimineața aceasta am auzit, și tu, Denis, ai citit despre faptul că Dumnezeu este credincios și ne iartă păcatele, pentru că noi merităm, nu, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Și noi zicem, Iisus Hristos m-a iertat păcatele, Iisus Hristos m-a eliberat și sunt liber, da? De unde știi lucrul acesta? Poftim? O simți. Bine. Știi? Pe vremuri,
pe vremuri, acum 40 de ani, unul dintre... Ioane, nu te văd. Acum mi-a dat seama că nu te văd. Vino aici, repede. Ăsta e colegul meu de armată, Dumnezeu m-a binecuvântat prin el acum 40 de ani. Ioane, zic lucruri importante. Vino aici lângă Raul. Așa, mulțumesc. Cătăline, acum 40 de ani am zis, cum știi că ești mântuit? Cum știi că ai păcatele iertate? Eram cu Valer Brâncovan. Și iară unul dintre noi a zis, simt lucrul acesta. Și a zis Valer Brâncovan așa și zic și ție acum așa. Zicea Valer Brâncovan, stați că vine sesiunea și o să vedeți când pierdeți un examen ce mai simțiți. Frate Cătăline, simțim, așa este, din când în când simțim. Dar noi credem că păcatele ne-au fost iertate prin credință. Noi credem. Numai că imaginea aceea că păcatele ne-au fost iertate, îi reprezentată cumva pe pământ. Și am zis noi din Scriptură, e reprezentată prin faptul că noi ne botezăm. Și zicem, îngropăm tot trecutul cu toate păcatele, ca așa zice Scriptura, și suntem înviați. Deci imaginea aceasta este reflectată pe pământ prin botez. Și Domnul vine la evreii din vremea aceea și le spune în Hagai, în capitolul 2 cu versetul 15, deci ce să vă spun, trebuie să citim și Hagai. Probabil că până astăzi, până acum ați gândit, măi, prorocul Hagai, ce-o fi scris și asta? Ei bine, Petru zice toată Scriptura, Pavel zice toată Scriptura. Nu puteți... Cine-i Cusmănuț? Cine-i Cusmănuț? Fiul lui Ion Cionca, Ciboc, de la Iglesi. Asta e un adevăr despre mine. Dar cine-i Cusmănuț? Ziceți! Episcop la Metanoia. Și ăsta e adevărul. Cine-i Cusmănuț? Tovarășul tău de slujbă. Cine-i Cusmănuț? Cusclul lui Marinela Barbu. Toate lucrurile sunt adevărate. Nu? Toate lucrurile sunt adevărate. Puteți să mă judecați pe mine numai dintr-o perspectivă că sunt îmbrăcat în alb și... Blămarinăs? Și blămarin? Nu mă puteți judeca, pentru că cum nimic a trecut, am fost altfel. Deci trebuie să mă luați în perspectivă. Biblia, dragilor, Biblia, nu o luați așa. Am pus degetul, uite ce zice Biblia. Ci uite-te la toată Scriptura. De aceea trebuie să ne uităm la Hagai. Prorocul ăsta a prorocit în vremea acestor evrei care zideau templu și le spune așa în versetul 2 cu capitolul 2, abar n-am de ce am trecut 15, că nu e așa ceva. 15, dar stați. Nu e aia. Zice așa, 5, dă să-mi și notez că dacă eu mor și cineva vrea să se uite după schița mea de predică, 2 cu 5. După ce, că dacă sigur va fi. După, da, 2 cu 5, mulțumesc, Denis, mă încurajez. Dar eu știu asta. 2 cu 5, auziți ce zice prorocul acesta despre Dumnezeu? Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Dumnezeu zice două lucruri în situația aceasta în care oamenii aceștia aveau o viziune. Eu rămân credincios și Duhul meu este cu voi. Denis în dimineața aceasta ne-a citit din 1 Ioan 1 cu 9 și zice, dacă ne mărturisim păcatele, el este cum? Credincios și drept să ne ierte păcatele. De ce? Acum noi zicem, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Noi suntem cu păcatele iertate. E fantastic. David strigă din tot plămânii. Ferice de cel cu păcatul acoperit. Ferice de cel cu păcatele iertate. Fericirea aceasta o avem noi. Da? Și am mărturisit fericirea aceasta în apa botezului. Și am zis, da, suntem cu păcatele iertate. Și încă un lucru. Ce se leagă? Vezi ce inspirat am fost eu când am zis, două lucruri trebuie să întrebați la botez. Darius. Două lucruri. Raul.
Două lucruri trebuie să întrebați la botez. Hagai îndă dreptate, credincioșia lui Dumnezeu prin care ne sunt iertate păcatele. Și al doilea lucru, Duhul meu este cu voi. Duhul lui Dumnezeu continuă să vină peste noi. Dacă n-ar veni Duhul lui Dumnezeu peste noi, dacă n-am trăit și... Hai, excursionistul, hai! Și dacă n-am trăit, și dacă n-am trăit o viață, ascultați-mă, fiți foarte atenți ce zic acum. Felicia a fost în excursie, doamnele astea au vreme de excursie pensionare. Așa, și dacă n-am trăit o viață a plinătății Duhului Sfânt, dar ziceam ieri la teologie pastorală, la Didascu, ziceam, putem să trăim plinătatea Duhului Sfânt sau putem să trăim în roadele firii pământești. Ori, când trăiești cu roada Duhului Sfânt, faci faptele Duhului. Când trăiești cu roada firii pământești, faci faptele firii pământești. Dar nu vreau să mă opresc aici. Asta este partea care Dumnezeu se obligă și zice, asta vă dau eu. Vă dau iertare și vă dau Duhul meu cel Sfânt. Face Dumnezeu și astăzi încă lucrul acesta. Era nevoie pentru evreii de atunci, dar e nevoie și pentru copiii lui Dumnezeu de astăzi, că am vrut să zic, pentru evreii de astăzi. Dar e nevoie și pentru evreii de acolo. Doamne, ajută-i, știi? Poate că Dumnezeu nu le dă nici lor, nici nouă, decât cu pocăința, știi? Bun, asta le dădea Dumnezeu. Și acum m-am uitat cu atenție și am zis, bun, asta le dă Dumnezeu. Dar ce le cere? Știți cum e? Orice părinte dă, dar părinții responsabili și cer. Ascultare care trebuie să fie cumva. Și m-am uitat și am căutat și am zis, Doamne Dumnezeule, vreau să văd. Asta dai tu și ce ceri? Și m-am uitat în Hagai. Am avut noroc că e numai trei capitole și am citit repede două capitole, nu? Două capitole și am zis, Domnule, asta o dat, dar ce le cere? Și a trebuit să citesc și Zaharia. Știți cum e? Dumnezeu nu vorbește numai printr-un om. Hei! Mulți dintre noi zicem, mie nu-mi place Cusmănuț, îmi place Darius. Foarte bine. Mie nu-mi place Darius, îmi place Raul. Foarte bine. Îmi place Denis, îmi place Cosmin, îmi place... Nu știu cine. Să știți că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, și printr-un om, și printr-altul. Toată treaba este ca noi să fim dispuși să ascultăm. De aceea le-a spus asta Hagai, prorocul a venit și le-a zis, eu sunt în mijlocul vostru, eu sunt credincios, eu Dumnezeu vă dau Duhul meu. Și ăștia jubilați și au zis, slavă Domnului. Și vine după el, eu presupun acum, vine Zaharia și le spune așa, Zaharia, capitolul 14, eu mi-am notat aici mai niște versete, unde mi-e ceasul meu? Ha, e fără 20, fiule. Bun, și vine Zaharia și spune așa, ascultați ce le spune Zaharia. Zaharia le spune așa, 7 cu 8, zice așa, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel, așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate, purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul, nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin, nici pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Mă înțelegeți? Dumnezeu se așteaptă când ne dă iertarea Lui, Dumnezeu se așteaptă când El ne dă Duhului cel Sfânt, viața noastră să se schimbe. Oameni buni, am spus și data trecută și noi spunem mereu, predicatorii ăștia spunem mereu, oameni buni, faptul că Duhul Sfânt este în viața noastră, avem o viață schimbată. În bine. De aceea, Zaharia asta le spune, măi oameni buni, Dumnezeu ne dă credincioșia Lui, ne dă iertarea Lui, Dumnezeu ne dă Duhul Lui, dar uite-te care este problema. Voi trebuie să faceți cu adevărat dreptate,
trebuie să vă purtați cu bunătate, cu îndurare unul față de altul. Nu vi se par că sunt cuvintele pe care Pavel le spune în Efeseni, capitolul 4, ultimele versete? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, iertați-vă unul pe altul și dacă are cineva pricină să se plângă, iertați-vă. Și vă aduceți aminte, ar trebui să ne uităm, pentru că eu ce am remarcat în ultima vreme? Am remarcat în ultima vreme că apostolul Pavel, tot ce scrie, tot, majoritatea lucrurilor care le scrie în epistole este inspirat din Vechiul Testament. El se uită în Vechiul Testament, vede ce cere Dumnezeu poporului Israel și lucrurile acestea le cere bisericii. De aceea când mă uit în Efeseni, în capitolul 4, și uitați-vă împreună cu mine în această dimineață, în Efeseni, în capitolul 4, apostolul Pavel este foarte clar și versetul 30 zice așa. Eu acum citesc numai un pic, da? Zice, cu toate că ar trebui să citesc, întorc. Deci, asta odată le spune, da, odată le spune, faceți dreptate, purtați-vă cu bunătate, îndurare, nu asupriți pe văduvă, pe străin, pe sărac, nu gândiți rău și mai ne spune încă o dată, că nu l-a auzit, știi, Dumnezeu ne spune încă o dată. În capitolul 8 cu versetul 16 și 17 se spune așa, iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproapelui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr, în vederea păcii, niciunul să nu se gândească în inima lui la rău împotriva aproapelui său. Și dacă mă uit în Efeseni, zice așa apostolul Pavel, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud, să nu întristați pe Duhul Sfânt. O, eu vă dau Duhul Sfânt, nu? Și în vechime, și astăzi, cu atât mai mult Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt, nu? S-a dus Domnul Iisus Hristos la cerul să-i înțimită Duhul. Eu vă dau Duhul Sfânt prin care a fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării, de aceea, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru, dimpotrivă cum fiți? Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat și Hristos pe voi. Oameni buni, repet, mie îmi place așa de mult. Eu mă uit cu atenție în Vechiul Testament și îl văd pe Dumnezeu. S-a schimbat Dumnezeu? Nu s-a schimbat. Doar atâta spune. După ce Dumnezeu ne-a vorbit în multe chipuri în Vechiul Testament, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pentru că au văzut că noi suntem neputincioși să trăim la standardele înalte ale lui Dumnezeu. Și au zis, o să-L trimit pe Iisus Hristos să moară pentru păcate și o să le dau Duhul Sfânt. Haideți să mergem mai departe, pentru că vreau să-mi termin, că altfel trebuie să predic și data viitoare și nu mai 100% nu mai predic. 100% nu mai predic. Deci zice așa, da? De-abia am făcut legătura dintre predica trecută și predica de astăzi. Da? Aici suntem. Un intro decent. Dar, Denis, trebuia să le spun. Trebuia să le spun pentru că trebuie să zice apostolul Pavel lui Timotei, Timotee, fii atent la citire. Deci nu trece repede, noi ne trecem repede. Deci ăsta este momentul de trecere. Este momentul în care lucrul templului este încetat pentru că au venit și cu forța i-au făcut ca să înceteze lucrul, dar în acest timp vin acești doi profeți. Așa începe capitolul 5. Vin acești doi profeți, nu capitolul 5 zice așa. Prorocii Hagai și Zaharia au prorocit iudeilor, acum citesc Ezra 5:1, au prorocit iudeilor care erau în Iuda, la Ierusalim, în numele Domnului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui nu știu cine, și Iosua, fiul lui, s-au sculat și au început zidirea templului. În momentul în care prorocii au vorbit, oamenii aceștia au început zidirea templului, da?
Și versetul mai departe să citesc, ca să aibă legătură pentru dumneavoastră, au început zidirea templului, da? Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care ajutau. Care proroci? Aga și Zaharia, probabil ăștia, și poate și alții. Pot să gândesc și alții. Pot să gândesc și alții, dar care nu i-a trecut. Revin la ce a zis Cosmin, nu a zis Cosmin, ce zice Pavel în Corinteni. Toți sunteți importanți. Toți sunteți importanți. Știți, noi zicem câteodată și auzim, biserica lui Cusmănuț. Nici poveste. Toți suntem importanți. Știți de ce predic eu dimineața asta? Nu. Voi n-aveți idee de ce predic eu în dimineața asta. Mulțumesc. Mulțumesc. Mariana a răspuns. Știți de ce predic? Că voi mă ascultați. Dacă ar fi scaunele goale, credeți-mă că n-aș predica. Deci știți? Eu predic. Pentru că voi mă ascultați pe mine și Darius predică. Deci, care este rolul nostru? Să predicăm pentru că cineva ne ascultă. Hai să mergem mai departe, da? Deci, împreună cu ei erau prorocii. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de dincolo de Rut, și Boznai, nu știu care, tovarășilor de slujbă, au venit și le-au vorbit așa. Cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați aceste ziduri? Iar au opoziție. Ei le-a mai zis, care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Ăștia au fost foarte așa, pentru că au avut succes alții, vin iarăși și îi ceartă. Dar fiți atenți, îmi place fantastic, sunt cuvinte simple, dar care mie îmi vorbesc. Spune așa versetul 5 și așa începe, nu știu cum e NTR-ul. Dar, fantastic, un cuvânt din trei litere ce important este. Dar. Ăștia sunt în opoziție. Ăștia cred că iară vor opri lucrul pe care l-au început. Dar, intervine cine? Ochiul lui Dumnezeu. Aleluia. Sunt încântat. De atâtea ori, în viziunea pe care poți să o ai în viață, vei avea opoziție și ai opoziție. Numai că, dar Dumnezeu, prietenii mei și copiii mei mai pastilează câteodată când eu îi apreciez pe ei, îi zice, tata, dar? Uite că de multe ori n-am obiecții. Dar când diavolul se pune de-a curmezișul, când, unde ești, Ioane? Când ceistul Barbu s-a pus de-a curmezișul cu un copil ca mine, dar Dumnezeu. L-a ridicat pe Zaha, pe Ion și mă duceam acolo și ceistul crăpa de ciudă. Pentru că ochiul lui Dumnezeu era de partea mea. Mă înțelegeți? Și mai îmi place, în timp ce mi-am scris predica aseară, în timp ce mi-am scris predica, am fost cercetat de acest dar. Și ascultați ce, mai am găsit două daruri. Nu daruri ca și cadouri, două cuvinte de dar care unul l-am prins aseară și unul l-am prins asnoapte. Unul l-am prins aseară și ascultați ce sunt de încântat. Mă întorc chiar în Efeseni. Știți, viața noastră, oameni buni, este așa cum este. Doamna să rămână, Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu știu că așa predică bună, nu ascult oriunde. Este sora lui Simi. Da? Eu știu că viața noastră este așa cum este. Numai că din când în când Dumnezeu are un cuvânt. Și uitați ce mi-am adus eu aminte de cuvântul acesta, dar, pe care îl folosește Apostolul Pavel, tot în Efeseni, zice așa capitolul 1. Zice așa Apostolul Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre.
Da, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Voi erați subjugați, voi erați robi. Eu am fost rob. Eu am fost în păcatul meu. Eu am fost în groapa mea. Dar versetul zice 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era mort în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Aleluia! Aleluia! Eu eram mort. Mircea, erai mort. Cătăline, erai mort. Ana, erai moartă. Cosmin, Florin, eram morți. Eram legați. Numai că Dumnezeu a avut un cuvânt. Și așa cum în vechime au zis, dar ochiul lui Dumnezeu era cu ei, așa au zis. Sigur că da. Cosmănuț este un copil care nu știe despre Dumnezeu. Mircea este un oltean care a trăit destul în păcat. Și vreau ca să mă revelez. Dar Dumnezeu, e fantastic. În viața noastră, zaticule, Dumnezeu la un moment dat a întors balanța. Dumnezeu odată a intervenit și a zis, dar Dumnezeu, nu mai se poate face nimic cu Ștefan. Așa este și așa va rămâne. Dar Dumnezeu a avut alt cuvânt și pentru noi toți. E grozav. Dar știți ce? Vedeți? M-am gândit și m-am culcat liniștit. Numai că tot m-am gândit și am zis, Doamne Dumnezeule, acest cuvânt grozav. Și întotdeauna sunt promisiunile lui Dumnezeu grozave. Și mi-am adus aminte de un dar. Și uitați-vă cu mine, nu sunt încântat, dar trebuie să spun că Dumnezeu gândește pe termen lung. Și spune așa Roman capitolul 2. Deci am încheiat în Efesen, zice, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, da? Dar Dumnezeu ne-a răbdat 15 ani, 20 de ani, 60 de ani, 40 de ani și Dumnezeu ne-a adus la viață. Și uitați ce mi-am adus aminte de un alt dar din Romani. Și zice așa, versetul 4, 2 cu 4 Romani. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat față de mine. Și trebuie să spun în această dimineață că bunătatea lui Dumnezeu se manifestă față de toți oamenii. Dar unii oameni disprețuiesc bogățiile, bunătății, îngăduinței lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și acum apare cuvântul dar. Și versetul 5 zice, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Din cauza încăpățânării tale, îți aduni o comoară de mânie. Oameni buni, știți ce vă spun eu? Viața este așa cum este, dură uneori, dar Dumnezeu intervine și ne scoate la loc larg. Dar Dumnezeu în același timp, se așteaptă de la noi să-i dăm un semnal pozitiv așa cum El ne dă un semnal pozitiv. Dumnezeu se așteaptă ca la bunătatea Lui, la îngăduința răbdării Lui, noi să răspundem cu pocăință. Dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Deci Ezra, capitolul 5, îmi place grozav. Dar ochiul lui Dumnezeu vedea asupra lor și a lăsat să meargă lucrările. Da? Până la trimiterea unei înștiințări înspre Darius. Iară trimite, nu Darius al nostru, Darius ăla, da? Împăratul de atunci al Medo-Persanilor era asta, nu? Al Medo-Persanilor. Și cuprinsul scrisorii, nu mai îl citesc, ci uitați-vă capitolul, versetul 11, îmi place grozav. Versetul 11 îmi place grozav. Vin ăștia, îi scriu o scrisoare lui Darius și îi spune, domnule, am mers ca să-i oprim pentru că lucrul merge repede, izbutește, zice versetul 8 la sfârșit și zice versetul 11, iată răspunsul pe care ni l-au dat oamenii ăia care zidesc de capul lor, care fac ce vor ei, adică nu ce vor ei, ce l-a spus Dumnezeu. Știți? Îmi place să zic. Știți cum zic eu? Eu am făcut în acești 30 de ani tot ce am vrut. Dar corectez.
cred și îmi place să cred că în acești 30 de ani am făcut tot ce mi-a spus Dumnezeu să fac. Mă înțelegeți? Și uitați răspunsul acestor oameni. Mi-a plăcut grozav, mi-a vorbit mie. Iată răspunsul pe care ni l-au dat. Uite ce răspuns. Noi suntem slujitorii Dumnezeului, cerului și al pământului. Bă, nu vă prindeți cu noi. Mi-am adus aminte de un lucru simpatic. Era în anul... Mai am 3 minute. Era în anul 2004. Nu, 94. 94. Deci acum aproape 30 de ani, 28 de ani. Eram acum 28 de ani și vine șefa, mai îți aduce aminte, vine șefa cu cheții de la un proroc, de la sora Marișca, numai pentru aia care sunt mai cărunți, spun, de la sora Marica, și țin minte că eram pe balansoarul ăla de sub corcoduș, Aurora, știi? Și vine și parcă le văd entuziasmate, auzi ce ți-a zis domnul prin sora Marica, tu să faci zidurile la biserică, făceam exodusul, tu să faci zidurile că îngerii lui o să pună acoperișul. Am râs. Eu știam ce fonduri am, știam ce opoziție am, știam absolut toate lucrurile. Am râs. Dar nu după câteva zile, râsul meu s-a transformat în o chemare la primărie. Pentru că biserica aia am făcut-o fără nicio autorizație, am făcut-o pentru un singur lucru, că Dumnezeu mi-a vorbit să o fac. Și m-am dus la primărie și parcă văd, mă duc la primărie, șeful, un inginer, știu cum îl cheamă, dar îi ascund numele acum, pe el am reținut, îmi zice, băi băiete, ce faci? Eu eram băiat atunci, 30 de ani. Zic, domnul inginer, fac o biserică. Păi, n-ai nicio autorizație. N-am nicio autorizație. Zice, știi că trebuie să-ți dau amendă. Zic, domnul inginer, dați-mi amendă, cât îmi dați? Cred că mi-aduc aminte, 3.000 de lei. Am spus, domnul inginer, 3.000 de lei costă un camion de cărămidă, care eu aduceam atunci cărămidă eficientă, din aia de la Lugoj. 3.000 de lei costă un camion de cărămidă. Și am avut, vă dați seama, am avut tupeu. Am avut tupeu să-i spun, Dumnezeu mi-a vorbit mie ca eu să fac zidurile. Dacă dumneavoastră îmi dați 3.000 de lei amendă, eu nu o să termin zidurile și nu o să pot să pun acoperișul până la iarnă. E treaba dumneavoastră. S-a uitat lung la mine, eram îmbrăcat aproape de pe șantier, nu eram elegant, nu eram la cravată. S-a uitat la mine și a zis, ce faci? Biserică fac. Parcă la oră, zis, scrie tu amenda. Era un inginer așa acolo, unul mai tânăr, scrie tu amenda. O zis, șeful, mi-e frică de Dumnezeu. Șeful, mi-e frică de Dumnezeu. S-a uitat inginerul ăsta bătrân la mine, a zis, du-te mă băiete și fă biserica aia, du-te! Sănătate, domn inginer, și am plecat. Ce important este, ascultați-mă, ce important este, nu să ai tupeu, că eu n-am avut tupeu, poate că eu am tupeu, dar n-am avut tupeu, dar ce important este să știi că Dumnezeu ți-a dat ceva să faci, Mișu, nu-i așa? Și când Dumnezeu îți dă ceva să faci, atunci ai îndrăzneală, ai tupeu, nu de la tine, ci știi exact cine ești. Noi suntem slujitorii Domnului care a făcut cerurile și pământul. Este stăpânul Universului. Ce vreți voi cu mine? Mi-aduc aminte că era un verset care Ioane tare adesea îl folosea. Mă ascundeam după el în Zaharia îi, l-am descoperit acum, mi l-am amintit acum, când am citit din nou Zaharia pentru predicile astea, 2 cu 8, zice așa, așa le spune Zaharia oamenilor din vremea lui, și așa ne spune Dumnezeu după 2500 de ani nouă, căci așa vorbește Domnul, după slavă m-a trimis el la neamuri care v-au jefuit, și cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. De atâtea ori, m-am ascuns după versetul acesta și am zis, Doamne, cine se atinge de mine, se atinge de lumina ochilor tăi.
Și Doamne Dumnezeule, eu știu că eu sunt săpat în palmele Domnului Iisus Hristos și de acolo nu mă poate smulge nimeni. Oameni buni, cine ești în lumea asta? Da? Cine ești în lumea asta? Domnul Iisus Hristos avea să spună despre Ioan, cine credeți că este Ioan? O trestie frântă? Da. Cine credeți că este Florin? Fiul lui Șefa și al lui Duțu? Nu. No. El este săpat și este lumina ochilor lui Dumnezeu. Cine se atinge de el, se atinge de Dumnezeu. Dragilor, în momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, Apostolul Pavel zice că noi suntem în Hristos. Apostolul Pavel zice, cine se botează, se îmbracă cu Hristos. De aceea este atâta siguranță în mâna lui Dumnezeu. Este atâta siguranță în mijlocul poporului lui. Știți de ce? Pentru că, trebuie să închei, pentru că noi suntem zidiți, și cu asta trebuie să închei, noi suntem zidiți și, vedeți, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos se întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu, nu? Vă aduceți aminte? Cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru, luminat de Duhul Sfânt, zice, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și zice Domnul Iisus Hristos în Matei 16, îi zice Domnul Iisus Hristos lui Petru, Petru, nu carnea și sângele ți-o descoperi, dar eu spun o taină și cu asta vreau să închei. Eu îmi voi zidi biserica mea. Și închei cu ce am început. Iisus Hristos încă își zidește biserica lui. Din ce? Zice Petru și Pavel. Din pietre vii. Eu sunt o piatră vii. Ești în biserica lui Hristos? Ești pusă în zidul lui Iisus Hristos pe care Iisus s-o zidește? Dacă da, jubilează. Nu te teme. Ăsta era mesajul pe care Dumnezeu îl spune mai departe evreilor din vremea asta și ne spune peste veacuri nouă. Nu te teme. Ești zidit de Hristos în biserica Lui și ești piatră pe piatră pusă de Duhul lui Dumnezeu și de acolo nu te smulge nimeni. Și care este perspectiva? Perspectiva este că această clădire fantastică într-o zi va coborâ din cer. Unde sunt celelalte pietre care sunt în biserica invizibilă a lui Iisus Hristos? Sunt deja în cer. Și eu voi ajunge acolo. Dedis, dar și tu. Toți vom ajunge acolo. Dacă am fost puși de aici, știți? Aici am fost ciopliți. Aici am avut uneori plânset. Aici am avut uneori durere. Aici uneori nu ne-am găsit locul. Iisus Hristos ne-a mutat dintr-un loc în altul. Pentru că acolo în cer nu se aude. Cântăm cântarea aia încă o dată? Bun. Aia, încă o dată, da, în ceruri. Și poate între timp învățați, vine o zi, vine o zi. Ok, bine. Deci, într-o zi, haideți nu uitați această idee grozavă. Haideți să rămâneți cu această idee grozavă. Citeam în Ezra 5 și zicea ei, scriau împăratului, zidirea continuă. Vreau să vă spun, zidirea continuă. Dumnezeu încă găsește pietre pe care le cioplește și le pune în zid. Pentru marele templu care este în ceruri și într-o zi se coboară. Ce perspectivă glorioasă împreună cu Dumnezeu. Ce frumoasă e Biblia. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune pentru ca omul lui Dumnezeu să ajungă desăvârșit și să fie gata, disponibil pentru orice lucrare bună.